Bună seara tuturor! Mă bucur din nou să fim pe această cale împreună cu subiecte interesante și vă mulțumim tuturor celor care ne urmăriți. După cum ați văzut, există și o noutate. Noutatea este faptul că putem comunica în mod direct prin SMS și WhatsApp, prin numărul de telefon pe care îl avem la dispoziție pentru această emisiune, așa că dacă doriți să ne scrieți pe parcursul emisiunii, puteți să o faceți. Numărul de telefon este 757-534315 și așteptăm mesajele dumneavoastră. În seara aceasta vorbim despre spiritualitate și nu o facem pentru că nu avem ce vorbi, pentru că suntem în criză de emisiuni. Nu vrem să producem nici crize care nu există, dar pentru că spiritualitatea este foarte importantă și, din păcate, ea se află în declin și declinul nu este doar în societate, ci declinul este chiar și acolo unde ar trebui spiritualitatea să fie la cel mai înalt nivel. În seara aceasta discutăm din nou despre acest subiect, a treia emisiune pe această temă, cu pastorul Remus Runcan, doctor în sociologie. Îi spunem bun venit din nou în seara aceasta și continuăm discuțiile pe care le-am început. Bună seara, vă spun și eu, bine v-am regăsit la această emisiune. Cu bucurie și în această seară încercăm să împărtășim câteva lucruri. Dacă cei care ne urmăresc doresc să ne pună întrebări, suntem deschiși la aceste întrebări. Eu știu răspuns la toate întrebările, la cele mai multe răspunsul însă este comun, nu știu. Adică nu le știu chiar pe toate, dar dacă cumva am studiat domeniul ăla și pot răspunde, o voi face cu toată dragostea pentru cei care au întrebări. Continuăm discuția noastră despre o analiză sociologică a spiritualității în bisericile evanghelice din România. Și săptămâna trecută am vorbit despre cele mai importante aspecte care au rezultat din studiu, cele mai pozitive, dar în seara aceasta aș vrea să continuăm discuția de unde am rămas data trecută și să discutăm care sunt domeniile mai deficitare în spiritualitate, în practica evanghelicilor din România. Ce ați constatat despre lucrul acesta? Am văzut unde stăm bine, dar în seara aceasta aș vrea să vedem unde nu stăm atât de bine. Da, și eu am fost curios să aflu care sunt punctele importante în care avem calități ca și creștini evanghelici și cumva am discutat aceste lucruri, de aceea astăzi ne uităm un pic înspre aceste domenii deficitare și o să discutăm despre patru lucruri în principal, despre vulnerabilitate în fața păcatului sau a unui păcat specific. O să discutăm despre citirea de literatură creștină, despre evangelizarea personală și despre supunerea față de autoritate, în special față de autoritatea exercitată în biserică, așa cum am numit-o autoritate eclezială. Deci acestea sunt patru aspecte de top, să zic. Un top negativ, nu un top pozitiv, nu ceva care ar trebui recomandat, ci ceva la care ar trebui lucrat, schimbat, în așa fel încât să nu mai fie, să nu mai apară în practica bisericilor noastre. Ați vorbit despre vulnerabilitate în fața păcatului. Ce-o fi lucrul acesta și dacă puteți să ne spuneți mai mult despre aspectul acesta? Da, aceste puncte sunt cumva codate cu minus. Un scor mare la acești itemi, de fapt, arată faptul că este o problemă mare. Cu cât procentul e mai mare, cu atât problema este mai mare. De aceea, în sociologie, există item care se codează cu plus și acolo procentul mai mare este pozitiv. Aici, procentul mai mare este negativ. De aceea, în registrul acesta vom citi graficele. Am fost curios să văd care sunt problemele evanghelicilor în ceea ce privește
rezistența în fața păcatului. Și așa cum am formulat întrebarea, m-am confruntat cu un păcat care m-a biruit constant. Deci cumva vorbim despre un păcat pe care respondentul îl identifică în viața lui, dar nu ca și o cădere, nu ca și un accident. Un păcat care are ascendență asupra noastră, care ne biruie în mod constant. Discutam de parcursul unui an, a anului 2019, și evanghelicii, auzind această afirmație, s-au împărțit în patru categorii. Cred că avem prima și categorie, aici. Și poate vedem și graficul, spune: nu m-am confruntat cu un păcat care să mă biruie constant, 43,17%. Deci asta este pozitivul. 43%. Acum celelalte trei categorii toate sunt negative. Deci avem un da, nu am luat cina uneori. Aceștia sunt niște oameni care au totuși o responsabilitate și spun: ok, mă biruie păcatul acesta, nu iau cina Domnului. Dar nu este o soluție nici lucrul ăsta decât pe termen scurt. Pentru că dacă lucrul ăsta se întâmplă timp de un an de zile, nu este deloc o soluție bună. Apoi 13,8, aproape 14%, spun: da, am fost biruit în mod constant, dar am luat cina. Adică s-a obișnuit cumva cu păcatul, nu mai e conștiința așa de tare și nu mai strigă așa de tare, și atunci 14% iau cina deși sunt biruiți în mod constant de un păcat. Iar a treia categorie, tot negativă, sunt 26,5% care spun: da, m-am confruntat și am nevoie de eliberare. Cumva ei se identifică fiind dependenți de păcatul respectiv și spun: prin forțele noastre nu mai putem. Aici e o categorie a celor care strigă după ajutor. Și trebuie să ne uităm în biserici și să vedem că unul din patru evanghelici strigă după ajutor. Dar aici aș vrea să pun o întrebare legat de rezultatele acestui chestionar. Ați sugerat relația dintre cină și păcat în întrebare sau respondenții în mod deliberat au spus: eu păcătuiesc, dar nu iau cina, eu păcătuiesc, dar iau cina? Sau a fost indusă ideea în întrebarea pe care a spus-o? Deci chestionarul a fost cu răspunsuri multiple, dar închise. Adică trebuiau cumva să aleagă una dintre variante. Vedeți și eu un procent de 0,29% de non-răspuns, adică nu erau obligați să răspundă la întrebări. Anumite întrebări puteau să fie sărite și să răspundă la întrebarea următoare, dar procentele n-au fost mari la cei care au refuzat să răspundă. Ei au ales dintre cele patru variante și s-au împărțit cei 1017 respondenți în felul acesta: 43%, 16%, 13% și 26%. Deci cumva, dacă ne uităm cu atenție, vedem un procent mai mare de 55%, aproape 57% de creștini care au probleme pe care nu le pot rezolva singuri. Adică păcatul are ascendent asupra lor și nu știu cum să gestioneze lucrurile. Acum, eu am văzut asta de la cursurile de cateheză. În general, în primele 6 luni după ce oamenii făceau cursul de cateheză și depuneau mărturia în apa botezului, începeau să aibă mutări de conștiință. Și unii dintre ei mă sunau și îmi spuneau: frate, ce e de făcut? Uite-te, s-a întâmplat un accident, uite, am făcut asta, cum pot rezolva lucrurile? Și de aceea eu învăț de acum la cateheză, înainte de a se întâmpla lucrul ăsta, ce este de făcut. Le spun că avem la Tatăl un mijlocitor, la care, dacă venim cu păcatele noastre, El este credincios și drept ca să ne ierte, să ne curățească de orice nelegiuire. Dar totuși rămâne o problemă. Nu aceea a accidentului, păcat ca și accident,
ci este vorba despre o trăire permanentă, despre o abandonare a noastră în fața pericolului pe care păcatul îl reprezintă pentru viața noastră spirituală. De aceea cred că procentul acesta este îngrijorător. Dacă ceva m-a îngrijorat în toată cercetarea aceasta, acest grafic cu adevărat m-a îngrijorat, pentru că discutăm despre procente mari. Discutăm despre o majoritate a oamenilor din biserici. Și încă o dată spun, am cercetat în lumea baptistă, penticostală, creștină după Evanghelie, biserici non-denominaționale. Un eșantion reprezentativ pentru România la o eroare de plus minus 3%. Adică nu o fi 57, o fi numai 53, dar tot e mult. Dar într-un fel asta arată sau dă la o parte o idee pe care poate s-a vehiculat în societate și între noi, că într-un fel cei care au o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, ei sunt imuni la păcat, ei sunt sfinți și poate că sondajul acesta răstoarnă puțin lucrurile și ne face mult mai vulnerabil. Nu că e de apreciat ce se întâmplă, dar poate că arată că lucrurile nu sunt chiar așa cum ar trebui să fie, ci problema rezolvării, problema păcatului se face în mod individual prin mijloacele pe care Dumnezeu ne le-a lăsat. Deci e și o dovadă de faptul că nu suntem perfecți, să spunem așa. Corect. Eu am interpretat-o ca și o asumare cumva a realității. Nu o utopie din asta în care să spunem că noi suntem perfecți și pe noi nu ne biruie niciodată. În același timp, cred că diavolul ar vrea să credem această idee că noi nu păcătuim niciodată. Pentru că asta nu ne-ar mai duce înaintea Domnului, nu am mai avea nevoie de harul lui, doar pentru mântuire și apoi pe parcursul vieții nu mai e nevoie. Eu cred că e un strigăt al credincioșilor din biserici datorită faptului că își calcă cumva conștiința de multe ori și n-am studiat în studiul acesta tipologii de păcate. Poate că ar fi interesant, dacă cineva își ia această temă, să încerce să vadă care sunt păcatele care îi biruiesc constant pe creștini. Acest procent de 57%, cum se împarte? Pentru că poate că unii sunt biruiți de ispitele de pe internet, să zic. Poate că un procent mare, cum arată studiile Barna, de exemplu, Barna Group, că foarte mulți cad la pornografie. Au tot timpul acces la internet și sunt prinși cumva. Eu am pus o astfel de întrebare în studiu pe care îl fac acum cu adolescenții și dacă nu greșesc, m-am uitat peste date înainte de a intra în emisiune, aproximativ 30% dintre ei urmăresc constant pornografie. Acum nu știu care e la nivelul bisericilor, dar probabil că este unul dintre păcatele care are o felie importantă între acești 57%. Gândiți-vă, un credincios care merge la biserică, care citește Scriptura și care este prins în lațul pornografiei. El efectiv se simte condamnat, cugetul lui îl condamnă. El știe adevărul, el știe că în relația de familie pe care o are nu ar trebui să recurgă la astfel de imagini și totuși o face. Și atunci este o vină pe care o trăiește în sufletul lui și poate că asta explică de ce stăm bine la dărnicie. Poate că unii vor să... Și în carte cumva eu fac aceste corelații. Aici nu le discut pe toate pentru că sunt multe lucruri de discutat, dar fac, de exemplu, cross-tabulări și văd cât dintre aceștia care au probleme cu păcatul sunt campioni la dărnicie. Pentru că vedem și în societate oameni care fac tot felul de afaceri ilicite și apoi se gândesc ei, măi, hai să mă duc să donez ceva la biserică, că poate Dumnezeu va trece cu vederea ceea ce am făcut. Lucrurile sunt complexe, de asta spun că eu am încercat doar așa cumva să schițez lucrurile în întrebările pe care le-am pus, dar ele ar necesita fiecare dintre ele o aprofundare în
tipologiile care sunt sub aceste procente. Și cu siguranță căutarea unor soluții, probabil faptul că accentul s-a pus mai mult pe practici, pe forme și nu pe curăție, pe sfințire, pe lucrurile pe care Scriptura le condamnă evident, au făcut ca unii să îmbrățișeze acele aspecte formale, dar să nu fie preocupați de aspectele fundamentale ale trăirii creștine și poate fi și un element în care noi am căzut. Am putea vorbi mai mult despre păcat și, cum ați afirmat, Dumnezeu are soluția. Chiar dacă există situații de genul acesta, soluția rămâne aceeași. Căința înaintea Domnului Iisus Hristos, cererea de iertare și prin puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu aduce biruința în viața noastră. Al doilea element pe care l-ați menționat în seara aceasta, din cele patru, care este în topul domeniilor cu minus, să spun așa, ați spus ceva despre citirea de literatură creștină. Cum le-ați introdus itemul ăsta în studiu? De ce e important, oare? E important să citim? Dacă cineva nu citește, ce se întâmplă? Știți care e problema? Noi am fost cunoscuți ca și evanghelici ca fiind oamenii cărții. Și aici ne refeream în primul rând la Sfânta Scriptură. Și lucrurile cred că trebuie să rămână acolo. Ar trebui să rămânem oamenii cărții și să iubim Sfânta Scriptură, să o citim, să o memorăm, să medităm asupra ei, să ne rugăm versetele Scripturii. Dar există un risc major. Sunt foarte mulți oameni care citesc Biblia și totuși nu înțeleg sensul ei. Rămân la un sens cumva foarte de suprafață a lucrurilor. Și literatura creștină este cea care, de exemplu, poate să ne ajute în a identifica anumite erezii. Mulți oameni cu Biblia în mână, bine intenționați, au ajuns să creadă lucruri care nu sunt adevărate. Și de-a lungul istoriei bisericii au fost multe astfel de mișcări care au luat niște texte scoase din context, au făcut pretext din ele și apoi au făcut anumite doctrine dintr-un singur verset. Și există acest risc în domeniul ereziei atunci când nu te interesează cu ce s-au confruntat alții din alte secole, cum au rezolvat problemele, că nu-i nimic nou sub soare. De fapt, noi acum asistăm la anumite erezii care au fost în secolele 2 și 3, dar care revin datorită faptului că nu avem armele să luptăm împotriva lor și mulți dintre creștini nici măcar nu știu că aceste lucruri au fost condamnate deja de către biserică. După ce au fost studiate pe îndelete, au spus aceste lucruri nu sunt adevărate. Da? Astfel că am auzit acum, vă dau un singur exemplu, fără să poată fi identificat personajul, un tânăr care era la olimpiada de religie, era foarte bun, dar care credea că Duhul Sfânt nu este o persoană, ci este doar o putere. Păi cu lucrurile astea s-au confruntat alții înaintea noastră. Deci cumva conciliile din secolul 4 au rezolvat problema aceasta. Dacă ea revine, noi trebuie să citim în istorie și nu mai să luăm de la capăt niște discuții pe care le-au purtat alții înainte de noi și cumva au făcut crezul creștin la care toate cultele creștine au spus da, acestea sunt lucruri de bază în doctrina creștină. De aceea spuneam că cuvinte, creează, literatura creează un perimetru de interpretare și de practică, un perimetru necesar, un sprijin pentru interpretare. Bineînțeles, aici nu cred că afirmăm niciunul dintre noi insuficiența Scripturii, ci afirmăm faptul că Scriptura este suficientă în mesajul pe care ne-l transmite, dar avem nevoie de o comunitate creștină care s-a exprimat în scris și se exprimă verbal și astăzi, care să ne protejeze de erezie, dacă înțeleg bine. Comunitatea hermeneutică. Adică, până la urmă, noi textele trebuie să le interpretăm. Și de acolo vin problemele.
Nu din faptul că nu avem aceeași scriptură, că până și traducerile pe care le avem în limba română sunt foarte apropiate. Eu uneori mă uit în 7, în 9. De fapt, sensul este același, iar forma poate fi un pic diferită în ceea ce privește forma verbului, diferite forme de trecut. Dar problema este de interpretare și atunci ai nevoie de o comunitate hermeneutică, ai nevoie de alții care au privit aceleași texte, care le-au corelat într-un anumit fel și noi trebuie să ținem cont cumva de ceea ce au spus alții. Plus că sunt domenii în care, ca și creștini, ar trebui să ne aprofundăm. Pentru că, de fapt, nu-i totul istoria bisericii. Este istoria universală. Adică biserica s-a desfășurat și într-un anumit cadru, într-un anumit mediu. De aceea noi trebuie să ținem cont de lucrurile acestea și trebuie să ne dezvoltăm acest spirit critic. Eu nu cred că trebuie să înghițim tot ce citim, ci trebuie să citim cu discernământ și în același timp cumva să găsim, să cercetăm, așa cum zicea Apostolul Pavel, să cercetăm toate lucrurile și, și să păstrăm ceea ce este bun. De aceea cred că un creștin trebuie să fie un om de cultură, un om care să se uite în diferite domenii, funcție de competențele pe care le are sau pe care vrea să și le dezvolte, dar în același timp să nu rămânem așa niște creștini cu ochelari de cal, să spun, care, da, noi numai asta știm, altceva nu ne interesează. Noi trăim în societate, Hristos ne-a spus să nu ne izolăm și să mergem ca niște oi în mijlocul lupilor. Da, lupii sunt răi, există pericole majore, dar în cele din urmă, asta este mandatul pe care Hristos l-a dat bisericii, să ducă mesajul până la capătul pământului. Și atunci trebuie să ai o cultură a dialogului, ori pentru asta trebuie să citești. Și creștinii evanghelici, eu am crezut că citesc mai mult, am fost un pic descurajat când am văzut procentele, hai să le și dăm. Da, evanghelici care n-au citit nicio parte pe parcursul unui an, 31,5%. Dacă o să așteptăm să se pună și graficul. Graficul, da, graficul de la citirea de literatură creștină. Avem graficul acum. Ok, o carte, 1 din 4, 24,6%. Între 2 și 9 cărți pe an, 38% aproximativ, iar peste 10 cărți, adică cel puțin una pe lună, doar 5,9%. Aici, de fapt, arătăm că... De ce am fost descurajat? Am fost descurajat să mai scriu cărți. După ce am văzut aceste procente și mi-am dat seama că din câți evanghelii suntem, mai mult de jumătate nu citim decât o carte de meditații, m-am gândit să scriu o carte de meditații. Am scris deja 60 de meditații din cartea aceasta despre teamă. Dar faptul că citim așa puțin cumva ne face să nu fim bine conectați cu realitatea socială în care trăim și să nu putem face față unor provocări pe care societatea ni le aduce. De aceea cred că aceste procente sunt îngrijorătoare și aș vrea să cred că prin acest semnal de alarmă pe care îl trag, oamenii își vor fixa ca și target, de exemplu, să citească o carte pe lună. Nu este foarte mult, poți citi ca și devoțional. Citesc acum o carte cu 14 capitole, un capitol pe zi. Capitole sunt între 12 și 15 pagini. Nu ia foarte mult ca și timp, dar e un exercițiu pe care trebuie să-l facem cumva, să ne controlăm teologia pe care o avem cu teologia altora. Să răspundem, să privim critic lucrurile, să descoperim punctele slabe, dar în același timp să ne îmbogățim cu punctele tari pe care alții le au și pe care le scriu în principal. Pentru că scrisul cumva te forțează să fii mai exact decât în exprimarea verbală. De aceea atunci când scriem, cumpănim, revenim asupra textului, ștergem, rescriem, vine cineva care se uită din afară, ne face anumite observații și cărțile mele, înainte de a ajunge pe piață, trec prin 5, 6, 7 mâini.
de oameni pe care îi întreb, cartea este valoroasă, are o valoare sau nu are nicio valoare? Dacă nu are nicio valoare, nu are rost să o public. De aceea cred că cititul de cărți, pe lângă faptul că dezvoltă creierul și sunt lucruri care sunt dovedite din punct de vedere psihologic, cognitiv, da? Deci cititul dezvoltă creierul foarte, foarte mult. Dacă vreți să vedeți cât de important este cititul, citiți biografia lui Ben Carson, da? Celebru medic care este neurochirurg infantil, acum este și în zona, în zona politică, a fost consilierul președintelui Trump. Un om care vine dintr-o familie, hai, dacă tot am pomenit lucrul ăsta, să îi conving pe oameni să citească, povestindu-le foarte puțin, care a crescut într-o familie de negri, fără tată, cu mama săracă, care nici nu știa să citească. Singurul lucru care l-a învățat este să citească, să citească, să citească, să citească. Și omul acesta și-a depășit condiția și a devenit un mare om în societate și un mare om al lui Dumnezeu, el este credincios, citind. La 3 zile, 4 zile, citea o carte. Din toate domeniile științei. Deci cititul dezvoltă viața spirituală, dezvoltă omul din punct de vedere intelectual, social, chiar puteam vorbi de o dezvoltare holistică aici. Dar eu aș privi puțin graficul ăsta dintr-o altă perspectivă și nu, cu siguranță n-am văzut toată interpretarea, dar dacă înțeleg eu, uitându-mă la graficul acesta, înțeleg în felul următor. Sunt 31% care nu citesc deloc, deloc însemnând că nicio carte, nu au practica cititului. Dar, în schimb, sunt undeva la spre 70% care citesc ceva. Dacă înțeleg bine din graficul acesta, problema este cantitatea și calitatea cititului. Deci, câte cărți citesc, modul în care sunt angajați în citire și, mai mult decât atât, calitatea acestui act pe care ei îl fac, și anume cărțile pe care le citesc, sunt cărți mult mai orientate devoțional decât cu o anumită profunzime, nu pentru că nu neapărat cărțile devoționale n-ar fi profunde, dar orientate mai mult spre latura devoțională. E corectă interpretarea? Într-un fel mă uit din această perspectivă la graficul acesta. Eu cred că problema e cantitativă, adică oamenii vor să citească ceva foarte puțin, dacă se poate foarte ușor și cumva să nu facă eforturi prea mari. Pentru că cititul, mai ales în prima fază, cumva îți arată ce neexperimentat ești. Că nu te-ai gândit niciodată la ideile respective, că e greu să le înțelegi. Există acest analfabetism funcțional numit, de care suferă tot mai mulți oameni din generația noastră. Eu speram să nu fie creștini între ei sau să fie procentul mult mai mic, pentru că noi trebuie să avem capacitatea pentru a citi Biblia. Trebuie să avem capacitatea de a înțelege mesajul unui text. Altminteri, dacă rămânem doar la litere, și citim doar litere și cuvinte și nu înțelegem ideile, s-ar putea să nu rămânem cu ceea ce trebuie din Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, el produce transformare în viața noastră în măsura în care este înțeles. Dacă dormim cu Biblia sub cap, să știți că nu ne va intra niciun verset și nu vom deveni nici mai buni, nici mai sfinți sub nicio formă. E nevoie să înțelegem textele Scripturii și pentru asta trebuie să ne folosim creierul în sensul acesta, exersând, așa cum sportivii de performanță exersează diferite grupe de mușchi, așa noi trebuie să ne întărim mușchii minții noastre. Și mușchii minții se întăresc prin citit și încă o dată spun prin cititul critic. Acum e important și ce citim, apropo de ceea ce ați spus, și noi la biserică avem un proiect în fiecare an. Propunem 12 cărți membrilor pe care să le citească. Cărți pe care alții le-au citit înainte, la care s-au făcut recenzii și care spun da, sunt niște cărți potrivite în domeniul familiei, al creșterii copiilor, al rugăciunii,
dar sunt niște cărți cumva recomandate. Și așa încurajăm pe creștini să crească în acest exercițiu extrem de necesar al citirii unui text. Unii ar putea să spună, da, eu nu citesc cărți, în schimb am mesajul, eu îl citesc pe telefon și ascult o predică, mă hrănesc dintr-o predică pe care o văd pe internet, mă uit la un film creștin, mă îmbogățesc viața, deci putem spune cumva că noi ca evanghelici am fost învinși de imagine și că textul, cuvântul a trecut în plan secundar? Oferta este mult mai ușoară. Oferta imaginii, chiar vorbeam cu fetele mele care au urmărit un film și acum citesc cărțile care au stat la baza filmului. Filmul a fost de o oră jumate, cărțile sunt de 450 de pagini fiecare dintre ele. Și cumva am spus, tata, dar cartea e mult mai faină. Sunt multe lucruri pe care cartea le spune și filmul nu le arăta. Păi nu, că filmul ți-a pus niște imagini și ți-a impregnat imaginile acelea, dar descrierile acelea care se fac într-o carte, de fapt ele sunt puse în scenă. Și tu vezi imaginea aia și puțin înțelegi din ea. Deci consider că putem să citim cărți pe orice suport. Și pe telefon, cei care pot citi, nu suportul contează, că până la urmă au fost și papirusuri, au fost și alte suporturi pentru scrierea textului. Dar cred că acest exercițiu este foarte important în această bătălie cu imaginea. Se folosesc slogane de genul o imagine face cât 1000 de cuvinte, dintr-un punct de vedere. Adică poate să rămână în mintea noastră, poate să ne impresioneze într-un mod, dar 1000 de cuvinte pe care le citim, indiscutabil că la nivelul creierului ne dezvoltă mai mult decât orice imagine pe care am putea să o vedem. De aceea trebuie să le facem și pe unele și pe altele. Nu sunt unul dintre cei care spun imaginea nu-i bună, aruncați-vă televizoarele din casă. Nu, sub nicio formă. Dar nu le lăsați nici telefoanele, nici internetul, nici social media cumva să vă ocupe tot timpul. Aici este pericolul. Dedicăm un timp mult prea mare imaginii și în același timp un timp din ce în ce mai mic cuvântului. Și am făcut crostabulare între cei care citesc puțin cuvântul și cei care citesc puțin cărți. Și am constatat că majoritatea sunt aceiași. Adică cei care citesc puține cărți citesc puțin și din Scriptură și în carte am procentul lor exact pentru cei care vor să-l vadă. Foarte interesant, deci nu mijloacele pe care le folosim pentru a ne apropia, a ne angaja în interacțiune cu un text și mai mult textul este foarte important și imaginea nu excludem, dar textul, așa cum am spus în lumina studiului, ar avea o importanță mult mai mare și în baza cercetărilor. Aduc aminte celor care ne urmăresc că telefonul nostru este 0757-534315 și care doriți să aveți o întrebare, așteptăm. Al treilea aspect menționat tocmai în seara aceasta, după vulnerabilitatea la păcat și ce am înțeles din citirea slabă sau limitată, foarte limitată. Al treilea aspect ar fi legat de împărtășirea Evangheliei credincioșilor, cei credincioși față de ceilalți care nu știu această Evanghelie. Cum stau lucrurile aici? De ce am așezat această împărtășire a Evangheliei în lista cu minusuri? Cu minusurile cele mai mari? Pentru că procentele ar trebui să fie mai mari. De fapt, acest mandat pe care ni l-a dat Domnul Iisus Hristos înainte de a pleca la ceruri, dându-l ucenicilor, așa cum îl cunoaștem noi, Marea Trimitere, ar trebui să fie preocuparea oricărui creștin real. Adică să nu se bucure că el este pe calea mântuirii și să meargă singur, ci cumva să fie o mărturie pentru oamenii din prejurul lor.
Și aici nu mă refer neapărat la cuvinte. Eu cred că noi trebuie să fim gata să depunem mărturie pentru Domnul, în primul rând, prin viața noastră. Și atunci când este nevoie să folosim și cuvinte. Dar ar trebui cumva ca acest procent să fie mai mare decât este. Eu cred că oricum am făcut pași importanti și aici toate cursurile care s-au făcut pe domeniul evangelizării personale cred că au dat cumva rezultate. De aceea procentele nu sunt foarte rele. În sensul putem că să ne uităm și la grafic acum, la graficul cu evangelizarea. Da, am împărtășit Evanghelia sau mărturia personală. Aflăm că aproximativ unul din patru credincioși n-au făcut lucrul ăsta niciodată. Adică nici n-au încercat niciodată să ducă această mărturie sau să vorbească despre Domnul la locul de muncă sau în familie sau oriunde ar putea avea o ocazie. Și cred că e imposibil ca cineva să n-aibă măcar o ocazie pe parcursul vieții în care să îl mărturisească pe Domnul. Fie că nu știu, fie că nu vor, fie că nimeni nu i-a învățat. Aici iară sunt mai multe posibilități, dar realitatea este că unul din patru credincioși evanghelici nu au mărturisit pe Domnul în fața niciunei persoane. 16,7% au făcut-o cu o singură persoană. Și cred că aici este riscul primei experiențe de evangelizare personală. Șansele procentuale sunt mult mai mari să întâlnești o persoană care să răspundă negativ mesajului pe care îl aduci. Și atunci cumva omul care experimentează un răspuns negativ la început cumva devine timorat, eu nu știu, uite-te, am încercat, dar n-am reușit, ar fi mai bine să nu mai fac niciodată. Și în cele două categorii deja avem 40% dintre creștinii evanghelici din România. Avem însă 40% care au făcut lucrul ăsta de mai multe ori, împărtășind Evanghelia cu mai multe persoane. Și deja aici trecem pe partea încurajatoare. Adică 4 din 10 este un procent, zic eu, bun a celora care încearcă să ducă acest mandat încredințat de Domnul Iisus Hristos, vestind Evanghelia la locul de muncă, în familie, cu vecinii, cu prietenii și așa mai departe. Iar un procent de 20%, un pic mai mult de 20%, care spun că fac lucrul acesta foarte des, adică ca un mod de viață. Și în momentul în care evangelizarea devine un mod de viață, eu cred că suntem acolo unde Hristos ar vrea să fim. Să facem lucrul acesta ca și obișnuință. Dacă ne uităm în culturile în care bisericile cresc, vom observa acest filon roșu în toate aceste culturi. Oameni care își împărtășesc credința. Uitați-vă, de exemplu, în Coreea de Sud, luăm un singur exemplu. În Coreea de Sud, creștinii din Coreea de Sud evanghelici au învățat cât de importantă este evangelizarea personală. Și spunea cineva care a fost în Coreea că în fiecare an fac cu toată biserica un curs de evangelizare personală. Și învață din nou și din nou, unii dintre ei sunt de 30 de ani deja în biserică, și în fiecare an învață din nou și își reîmprospătează această dorință de a împărtăși Evanghelia. Atunci noi ne uităm că sunt biserici de 100.000 de membri și zicem așa ceva în România nu se poate. Nu se poate pentru că nu ne rugăm cât se roagă ei, dacă aș fi aplicat chestionarul cu rugăciune, ar fi fost niște diferențe foarte mari între ei și între noi. Iar în ceea ce privește împărtășirea Evangheliei, și acolo probabil că ar fi fost anumite diferențe. Cred că trebuie să învățăm să împărtășim Evanghelia cu semenii noștri. Deci, cu alte cuvinte, rezultatele chestionarului ne fac să tragem concluzia că doar undeva la 20% dintre credincioși evanghelici au evangelizarea ca un stil de viață. Restul, fie nu o au deloc, fie e mult mai rar, nu e o chestie intenționată, ci mai mult este o chestie circumstanțială. Da, dar acel 40% eu zic că e un procent bun al celor care mai au doar un singur pas.
să treacă de la a împărtăși uneori la a dobândi acest stil de viață. Deci cumva dacă din procentele acelea ar merge mai mult înspre des, eu cred că bisericile ar exploda și creșterea aceasta numerică ar fi una care am putea să o măsurăm cumva și să ne bucurăm, pentru că există oameni care au nevoie de Evanghelie în toate culturile. Deci am obține undeva la vreo 60%, 20% ceea ce există astăzi, plus încă 40%, atunci am putea vorbi de vreo 60 de procente dintre credincioși care sunt dedicați evangelizării și cu siguranță și subiectul acesta, dacă am avea mai mult timp, am putea să discutăm cum am ajuns oare aici și ce ar fi de făcut. Deci, cumva, o sugestie pe care o ați oferit-o indirect ar fi să lucrăm cu cei care împărtășesc Evanghelia, să încurajăm pe aceștia și atunci procentul global va fi total, va fi mult mai mare. Mai avem doar puțin timp și aș vrea să trecem și la ultimul aspect care este așezat pe lista aceasta negativă, supunerea față de autoritatea eclezială. Cum stăm aici? De ce a fost introdus pe lista neagră, să zic așa, între cele patru acest element? Corect. O să vedeți că procentele nu par foarte rele, dar aici există un risc major. Rebeliunea este condamnată de către Scriptură și atunci când oamenii încep să conteste autoritatea, de fapt ei încep să conteste orice fel de autoritate. Și avem chiar o imagine aici cu protestul. Care e foarte interesantă, că toată lumea protestează până la urma urmei. Da, până la urmă nu știu exact de ce protestează, dar se găsesc și ei protestând la anumite lucruri care se întâmplă. Eu cred că trebuie să fim atenți la modul în care devenim rebeli, devenim răzvrătiți. Noi citim în Biblie cât de gravă este răzvrătirea, dar uneori nu ne identificăm pe noi că s-ar putea să fim în categoria celor răzvrătiți. De aceea prezint procentele. 77% dintre credincioși, adică mai mult de 3 pătrimi, se supun în general deciziilor pe care le iau cei din poziție de autoritate în biserică. Și aici am enumerat păstori, comitet, coordonatori de departamente, lideri de grupe de casă. Deci oameni care în general respectă această autoritate, această linie de autoritate care este de la Dumnezeu. Dar totuși avem 2% pe care le-am pus aici, oameni care contestă în inima lor aceste decizii și spun: da, nu sunt de acord cu ele, lasă, nu chiar așa. Sigur, au ei ceva interese de iau astfel de hotărâri. Și un grup și mai periculos care spun tot aproximativ de 10%, un pic mai bine de 10%, care spune că le-am contestat discutând cu alții. Aici este marele pericol. Oameni care cumva creează partide în biserică, care se duc și spun ceva de genul: ai văzut, ori hotărât ei, dar eu nu sunt de acord. Eu nu susțin lucrurile astea, ar trebui să nu le susțin nici tu. Pentru că spun eu că nu sunt bune, n-am niciun argument să spun că nu sunt bune, n-am vrut nici să merg acolo ca să particip la luarea acestei decizii, dar această decizie nu este bună. Și de la cei care le contestă în inima lor, e doar un pas ca să le împărtășească cu alții. Și dintr-o dată vezi că trupul lui Hristos este dezbinat. Și dezbinarea este pericolul major pe care l-am urmărit cu această întrebare. Dacă există spiritul acesta de dezbinare, și pentru a face dezbinare n-ai nevoie de 100 de oameni din 200 din biserică. Ai nevoie de 10. 10 dintr-o 100 sunt suficiente. Ei discută cu alții, îi conving pe cei care au probleme doar în inima lor și dintr-o dată te trezești cu un trup al lui Hristos care merge în direcții diferite.
Și lucrul ăsta este foarte periculos. În rugăciunea Domnului Iisus Hristos, El se roagă așa: Tată, mă rog să fie una cum noi suntem una. Acolo unde este unitate în biserică, acolo biserica merge înainte. Acolo unde nu este unitate, forțele acestea se anulează. Unii trag într-o direcție, alții trag în altă direcție și biserica nu merge în nicio direcție. Aici este riscul. Cu alte cuvinte, sondajul văd că nu arată chiar atât de rău, rezultatele sondajului. Totuși sunt 70% care sunt persoane care ascultă de autoritate, dau respect, trăim totuși într-o societate în care contestarea autorității e mult mai mare, probabil. Și ceea ce este îngrijorător este că cu toate că acest procent mic de 20%, dacă văd eu bine aici, care există cumulat, Am 22. Îngrijorarea este din punct de vedere calitativ, în sensul că această contestare a autorității, chiar dacă este făcută de un grup mult mai mic, poate avea implicații destul de mari în sânul comunității creștine. Interesant ceea ce a spus. Aș vrea să luăm și o întrebare acum, chiar dacă am ajuns la punctul acesta cu autoritatea și pentru că nu mai avem foarte mult timp și trebuie să ne apropiem de final. Cineva ne scrie care ar fi câteva metode funcționale de transmitere a Evangheliei în această perioadă. Perioadă de pandemie, perioadă în care metodele clasice funcționează mult mai greu. Deci ce facem, cum împărtășim Evanghelia în pandemie? Asta ar fi un alt subiect pe care am putea să-l discutăm cu alte ocazii. Da, eu cred că există și aici metode. Eu cred că transmisia online este, eu nu sunt mare fan, dar în pandemie cred că este o soluție. Comunicarea prin mesaje, prin WhatsApp poate fi o altă soluție. Sunarea unui prieten care aflăm că are COVID și necredincios, încurajarea lui este o altă metodă. Sunt multe metode care se pot aplica special în această situație de pandemie. Deci menținerea acestui deziderat creștinul care să practice o evangelizare ca și stil de viață poate fi făcută doar folosind alte mijloace, dar cu aceeași doză de intenționalitate cu care ar face-o într-un context normal, dacă înțeleg bine. Așa este, exact așa este. Mai avem puțin și trebuie să ne apropiem de concluzii. Ce concluzii generale am putea să tragem despre credincioși evanghelici din România? Baza acestui studiu pe care l-ați făcut. Eu cred că realist este să vedem punctele tari și punctele slabe, să îmbunătățim procentele acolo unde vedem că avem probleme reale și în același timp să ne punem cumva fiecare dintre noi personal un target sau o țintă personală. De exemplu, recomand în finalul cărții să ne rugăm mai mult de 30 de minute pe zi, să citim Biblia cel puțin o dată pe an, să postim cel puțin o dată pe săptămână, să frecventăm serviciile bisericii locale, să ne implicăm în proiectele bisericii, să ne descoperim darurile, să ne rugăm și să le punem în folosul altora, să luăm în serios calitatea noastră de martori, împărtășind credința cu semenii noștri, să citim mai multă literatură creștină, să ne fixăm un 10 cărți pe an cel puțin, să dăruim cu generozitate și așa mai departe putem cumva să ne fixăm niște ținte personale pe care dacă fiecare dintre noi le vom atinge, bineînțeles că biserica va crește și va fi mai sănătoasă. Deci cu alte cuvinte să găsim exact reversul a ceea ce nu avem. Acolo unde nu este rugăciune, să existe introducerea unei practici măsurabile de rugăciune. Nu te rogi foarte mult, disciplinează-te, îți propune să te rogi jumate de oră și crescând și practicând lucrul acesta vei ajunge să te rogi și mai mult. Deci o listă foarte interesantă. Cred că toate aceste lucruri se pot găsi în cartea pe care a scris-o. Cum ați vrea să vă implicați și cum v-ați implicat în mod personal? V-aș întreba la a sprijini, să zic așa, creșterea spiritualității personale și comunitare a credincioșilor evanghelici din România. Ce v-ați propus, ce vă propuneți, ce faceți în sensul acesta?
Da, mi-am propus să scriu, să pun la dispoziția credincioșilor aceste studii. Mi-am propus ca din 2 în 2 ani să măsor din nou și dacă nu vine Domnul până atunci, să vedem dacă a mai crescut sau dacă a mai scăzut în urma efortului pe care l-am făcut, să semnaleze anumite derapaje ale Bisericii lui Hristos. Eu fac doar radiografii. Acesta este rolul sociologiei. Rolul pastoralei este acela de a readuce oamenii pe orbită, de a-i concilia, de a-i mentora, de a-i face să crească și de a asista pe parcursul acesta. De aceea cred că putem organiza conferințe pentru cei care sunt interesați, putem face lansare de carte sau efectiv putem lua cartea și putem să o citim singur sau putem să o dăm celor din conducerea bisericii sau, de ce nu, și altor membrii care ar trebui să învețe mai mult despre cum să-și dezvolte această viață spirituală și cum să crească în profunzime, în intimitatea cu Domnul. Aș vrea să punem pe ecran aici, să se vadă de unde se poate procura cartea aceasta. Suntem la final de 3 emisiuni, am discutat 14 aspecte foarte importante. Cred că le puteți citi din carte, puteți să constatați aceste lucruri și rog pe cei care sunt în regie să ne pună imaginea cu cartea și de unde se poate obține această carte, slide-urile aici și puteți găsi această carte, o analiză sociologică asupra spiritualității evanghelice în România. Ea se poate găsi la Kerigma, la Scriptum, pe Amazon, dacă am înțeles bine, și puteți continua și puteți să-l contactați și pe domnul Remus Runcan. Cred că seminarii în biserici, conferințe, bineînțeles, sperăm să treacă pandemia, dar pot să fie și online în perioada aceasta, de ce nu, o spun eu, vor fi folositoare. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să creștem în ceea ce privește viața spirituală, să există o schimbare reală. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste în continuare în această cercetare. Am înțeles că studiați acum de institutului un chestionar acolo și invit pe toți cei care completeze și să aducă cu Dumnezeu ajutor acolo unde suntem slabi. Vă mulțumim tuturor pentru faptul că ne-ați urmărit. Mulțumim și domnului Remus Runcan. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze pe toți. Vă dorim o seară.